și-l oprește, corner. S-a oprit Storțe în galeria lui Dinamo. Dorje pentru Alexe. Alexe într-o poziție oarecum ingrată, era în fața trei adversari. Ziedi Abate pentru Bordeanu. Bordeanu aruncă o minge pentru Dorje. Se ridică fanionul, este offside. Piticul de 5 milioane al lui Borcea. Spunea Borcea însă că a investit 3 milioane în Dorje, aproape 3 milioane de când l-a adus de la Timișoara. Este offside, o decizie corectă a arbitrilor, offside clar de 2-3 metri la Dorje. Iar Gorov, mare cu cine se combine până la urmă, îl preferă în spate pe Dănănaie. Prepeliță cere un fault, dar nu-l primește. Foarte energic Mărgăritescu și putea să-l coste o lovitură liberă la faza asta. Aruncare de la margine, Ziedi Abate. Alexe pentru Liviu Ganea, mai departe pentru Alexe. Alexe! Stă foarte bine Dănănaie, foarte bine a acoperit acel spațiu. Nu mai e jucătorul care era chemat odată la națională de Răzvan Lucescu. Dănănaie s-a accidentat, a stat mai bine de jumătate de an pe tușă și de atunci caută forma care l-a consacrat, n-a regăsit-o însă. O pasă către Ubei, este lângă el Moții, protejează Moții și reușește să respingă, va fi însă lovitură de colț pentru Craiova. Lovitură de colț pentru Olteni, vine și Găman în careu, e acolo și Dina, pasă pentru Ubei, să vedem schema oltenilor. O nouă minge centrată acum pentru Dorel Stoica! Cea mai mare ocazie a Craiovei în această partidă. O nouă gaură în defensiva dinamovistă la fazele fixe. Andone a avut mari, mari probleme în acest sezon. Revedem centrarea foarte bună. A alunecat și Ziedi Abate. O pasă din nou pentru Dorje, din nou în offside. Jocul oprit. Foarte, foarte nervos Dolha. Liber Dorel Stoica, a lovit fără probleme din mijlocul careului dinamovist. Valerica Găman pentru Bărboianu. Vine și ajută Prepeliță. Pasă bună lui Prepeliță, un 2 cu Gargorov. Prepeliță continuă, obține lovitura liberă. Intrare tare a lui Mărgăritescu. Se resimte Prepeliță. Poate fi o fază importantă. Ubei bate destul de bine loviturile libere pentru Craiova. Probabil va fi lângă minge și Mihai Costea. Nu este în cea mai bună formă Costea. Cel mic îl are însă la această partidă și pe fratele său, Florin Costea, pe bancă pentru prima dată în noul sezon. Se simt foarte bine împreună cei doi. Lovitură liberă, Dorel Stoica. Dorel Stoica trage tare. Dolha nu are nicio problemă. Venise Dina acolo, în cazul în care Dolha nu reușea să rețină această minge corect. Contraatacul dinamovișilor cu o pasă pentru Liviu Ganea. Mingea iese afară. De mult își doreau suporterii dinamoviști să-i vadă în același timp în teren pe Dorje, Liviu Ganea și Alexe. Iată, se întâmplă în această partidă. Liviu Ganea a ratat cea mai mare ocazie a dinamoviștilor la un plonjon în 6-7 metri. N-a reușit însă să-l bată pe Stanca. Alexe, luat cu fulgi cu tot de Dănănaie. Nu s-a acordat însă nimic. Gargorov cu o pasă pe culoar pentru urcarea lui Mihai Costea. N-a fost rea ideea. Mingea însă a fost prea puternică. Moții, Marius Nicolae încearcă să găsească o poziție, însă Liviu Ganea n-a reușit să devieze. Ziedi Abate, Ubei. Ubei, faultat de Alexe. A reușit să ciupească mingea Ubei, nici intrarea lui Alexe n-a fost foarte puternică, foarte tare.
Valerică Găman pentru Dorel Stoica. Ies numai cu pasă pe jos de ceva vreme oltenii. La început Dorel Stoica a ales mai degrabă varianta paselor lungi. Probabil noile ordine de pe bancă sunt acestea. Pasă pe jos, trimisă de Valerică Găman. Continuarea lui Gargorov. Ubei este în centru. Ubei trece super printre doi jucători din Amoviști. Ubei într-o poziție de șut, trage. Ubei prinde Dolha. Încet, încet oltenii reacționează. După ocaziile din Amoviști au venit aceste două șanse pentru Craiova. Liviu Ganea se încinge jocul. Alexe, vine Găman și trimite în afara terenului. Ziedi Abate încearcă să găsească o soluție. Liviu Ganea. Ganea trimite o pasă neglijentă și oltenii pot pleca pe contraatac cu Prepeliță. Dina. Dina din prima. Grigore însă a stat foarte bine și pornește la un contraatac. Torje încearcă să ia tușa. Torje, extraordinar această acțiune pe partea dreaptă centrală lui Torje pentru Liviu Ganea. Din nou Găman. Foarte bun meci făcut până acum de Valerică Găman. Urcarea lui Prepeliță. Nu este Prepeliță, ci Bărboianu. Acum Prepeliță așteaptă în centru Ubei, primește însă Gargorov. Și Gargorov are un șut foarte bun de la distanță. La fel de mic ca și Torje, acest Gargorov. Doi jucători însă foarte tehnici. Craiova l-a adus pe nimic pe acest Gargorov. Torje, un jucător mai valoros, costă 5 milioane. Sunt deja oferte de 5 milioane pentru Torje de la Wolfsburg și Dortmund. Două echipe care licitează în acest moment la șeful lui Dinamo Borcea pentru a-l lua în Bundesliga. Și ce își doreau mai mult dinamoviști decât o licitație pentru Torje? Spase Dilevski. O pasă pentru Bărboianu. Lângă el Mihai Dina. Bărboianu în forță atacul dinamoviștilor. Până la urmă oltenii mențin posesia. Se aud și suporterii olteni. Dacă cum continuă acțiunea Craiovei cu Mihai Costa, centrare în fața porții. Dina, gol! Gol Craiova! Dina deschide scorul lui Ștefan cel Mare. Dina a marcat golul care a salvat-o pe Craiova în partida de la Urziceni. Ultima victorie practic a lui Pițurcă la Craiova. Iată, reușește să marcheze și împotriva lui Dinamo. Craiova deschide scorul în Ștefan cel Mare. O fază creată de Mihai Costea. O pasă perfectă pentru Dina. S-au văzut limitele lui Bordeanu pe acea parte dreaptă, unde Costea a rămas singur și a putut să centreze fără nicio problemă. Scăpat din marcaj, Mihai Dina reușește să marcheze, așa cum s-a întâmplat și în aprilie. Atunci Dinamo a câștigat cu 2-1. Dina a marcat golul Universității. Este al patrulea gol marcat de Dina. Nu a scris pentru Craiova decât în era Pițurcă în acest an. Iată bucuria lui Victor Pițurcă, a sărit de pe bancă. Niculae, o pasă pentru Liviu Ganea. Liviu Ganea în avantaj în fața lui Dorel Stoica. O viteză mai bună pentru Liviu Ganea. Mai departe pentru Alexe. Tinerii lui Dinamo încearcă să rezolve această partidă. Greșită pasa lui Alexe, însă îi ajunge mingea înapoi cu noroc. Alexe nu are foarte multe soluții pentru că oltenii se strâng foarte bine. Ziedi Abate cu o pasă pentru Grigore. Grigore pentru Moții. Dinamo obligată să iasă la joc după ce a jucat mai mult pe contraatac în prima jumătate de oră. Niculae ține mingea în teren, însă acolo nu mai era nimeni. Cu 1-0 a câștigat Craiova ultimul meci aici în Ștefan cel Mare, în urmă cu 16 ani. De atunci așteaptă Craiova o victorie în fața marii rivale Dinamo, chiar la ea acasă.
Degajarea lui Stanca. Sare Dina. A sărit însă mai bine Moții. Alexe pentru Niculae. Din nou Alexe, din nou Niculae. O acțiune bună a dinamoviștilor, cu o pasă pentru Alexe. Stoica în avantaj, riscă puțin cu o pasă către Stanca. Ziedi Abate trimite mingea în afara terenului. Aruncă tot dinamoviștii de la margine. Ziedi Abate, Niculae trecut pe sub minge, Liviu Ganea. Aruncat mingea în orb Niculae, acolo era greu ca Liviu Ganea să poată continua faza. 34 de minute, 35 de minute cu Universitatea Craiova în avantaj, gol marcat de Dina. Grigore de această dată reușește să-l oprească pe Dina. Revedem faza, nemarcat în 4 metri, era foarte greu pentru Dina să rateze din acea poziție. Totul a plecat de la această eroare defensivă de așezare a fundașilor dinamoviști. Mihai Costea mult prea liber pe partea unde trebuia să fie Bordeanu și Craiova a deschis scorul. Să vedem pe Olten din nou în atac cu acțiunea lui Prepeliță. Urcă Ubei. Ubei într-o poziție în care poate centra. Lasă mingea pentru Dănănaie. Ubei cere, Gargorov nu primește și pot ieși dinamoviștii pe un contraatac. Torje iese în afara careului Stanca și respinge foarte bine. Câștigă însă dinamoviștii la centrul terenului. Se fleră însă fault. Foarte nervoși dinamoviștii după această decizie a lui Robert Dumitru. A părut o intrare la minge a lui Mărgăritescu. Lovitură liberă la mijlocul terenului. Uitați-l pe Andone. Aceasta este reacția lui Andone. Și Ubei, un jucător care știe să cadă, păcălește deseori arbitrii. Bărboianu. Dilevski, ce bună soluție a ales Dilevski. Torje. Torje, Gargorov lângă el, cei doi pitici de pe teren, fauta lui Gargorov. Bulgarul venit din Franța, de la Strasbourg. Valentin Iliev, un fost colegul de-al său de la ȚSCA Sofia, l-a convins să semneze cu Craiova. Moții pentru Ziedi Abate. Întâmpinat de Ubei, foarte bine apare Dănănaie. Se fluieră din nou fault. Nu se mai grăbesc deloc oltenii să bată loviturile libere. Conduc 1-0 după golul marcat de Dina. Pus mâna Niculae pe Prepeliță. Stanca pentru Dina. Minge oprită cu pieptul de Dina. Vine și Gargorov. Bărboianu. Din nou Gargorov. Vine Adrian Crista pentru a închide acolo culoarul. Însă continuă acțiunea oltenilor cu o pasă foarte bună pentru Gargorov. Offside. Fază frumoasă însă a Craiovei. Din prima au jucat, a căzut Dina, a cerut o lovitură liberă. Robert Dumitru a făcut semne ca jocul să continue. Urcarea lui Bordeanu, așteaptă Torje și primește. Pasă din prima primisă de Torje către Liviu Ganea. Era acolo însă Dorel Stoica. Până acum s-a descurcat foarte bine apărarea improvizată de Victor Pițurcă cu Valerica Găman și Dorel Stoica. Stop imperfect al lui Niculae, care enervează la culme pe suporterii dinamoviști. Niculae însă se luptă foarte bine și ține mingea într-o zonă periculoasă pentru olteni. Degajarea lui Stanca. Ziedi Abate cu un avantaj ceea ce privește înălțimea în fața lui Ubei. Fault acum al lui Mărgăritescu. Un fault oarecum inutil. O echipă românească trimisă de Andone, doar Ziedi Abate este singurul stranier din primul 11 în acest sfert de Cupa României. Miza mare, semifinalele cupei. Pasă lungă acum către Ubei, din nou mai bine plasat Ziedi Abate, respinge spectaculos Ziedi Abate, o face însă doar în afara terenului.
nu se grăbește deloc, Dănonae să arunce de la margine. Fluierat, copios de fanii dinamoviști. E discuția dintre Andone și Robert Dumitru, a protestat de foarte multe ori Andone în debutul acestei partide. Multe contacte pe care Andone le-a apreciat altfel decât arbitrul. Să fii corect, am citit pe buzele lui Andone, asta-i cer. Nemulțumit și Borcea de arbitrii români. Foarte, foarte nervos Andone, riscă să fie trimis în tribună dacă...